Anul trecut, Sibiul a fost pe un loc fruntaș în ceea ce privește numărul persoanelor mușcate de căpușe care au ajuns la urgență. O să fie la fel și anul acesta dacă nu învățăm câteva reguli simple care ne pot scuti de neplăceri. Trebuie să purtăm îmbrăcăminte, mânecă lungă, pantalon lung. Dacă intrăm în spațiu de pădure sau în liziera pădurii unde se dezvoltă căpușele, deci la firul ierbii puțin mai înaltă și în tufișuri, atunci este cazul să avem pantalonul introdus în încălțăminte. De asemenea, e foarte important de promovat și de utilizat repelenții, adică acele substanțe care îndepărtează căpușele. Există două tipuri, unele care se aplică pe haine și altele care se aplică pe piele. În cazul unei înțepături de căpușă, consultați imediat medicul. Dacă descoperim o căpușă, cel mai bine este să ne prezentăm cât mai curând la un serviciu de primiri urgențe, unde se va face extragerea corectă. Nu e de recomandat să extragem cu mâna căpușele. Cel mai bine ar fi să avem la îndemână un dispozitiv special, un gen de pensetă specială care se găsește în farmacii și să ne facem extragerea căpușelor în mod corect. Numărul îmbolnăvirilor cu boala Lyme a crescut simțitor anul trecut, iar medicii spun că importantă este prevenția. În anul 2010 am avut declarate statistic 68 de cazuri. Acest număr a crescut foarte mult în anul 2011, 165 de cazuri de boală Lyme au fost diagnosticate. În acest weekend, la unitatea de primă urgență s-au prezentat doi pacienți în urma unor înțepături de căpușă. Este vorba despre un bărbat de 25 de ani din Gura Râului și de o femeie de 30 de ani din Șura Mare. Potrivit medicilor, căpușele trebuie îndepărtate cât mai repede din corp.